vreau să spun anumite lucruri tuturor celor care este interesați de această echipă, pentru că în spațiul public se perpetuează fel și fel de lucruri inexacte și dezinformări. Se profită de faptul că echipa se află într-o fază de rezultate negative și care automat creează nemulțumire și dezamăgire, însă nu pot să las dezinformările și lucrurile false să rămână necontestate, pentru că sunt niște neadevăruri în cele mai multe dintre lucrurile care se spun despre această echipă. Și am hotărât să transmit un mesaj tuturor celor care sunt interesați de ceea ce spun eu, cu precizarea că în următoarele săptămâni, poate chiar mai mult, o să încerc să vorbesc foarte puțin sau deloc, cel puțin referitor la activitatea echipei, pentru că e momentul să ne consumăm energia pentru ceea ce poate fi făcut bun la echipă și care poate duce la îmbunătățirea activității. Și cred că este mai bine ca eu să vorbesc mai puțin în următoarea perioadă. Însă acum voi face o trecere în revistă a unor lucruri pentru ca cei care sunt interesați pentru a cunoaște cu adevărat ce se întâmplă la acest club, să știe punctul corect de vedere și să nu creadă eventualele dezinformări care au apărut sau care vor apărea pe viitor. Prin urmare, voi aborda mai multe puncte și vom începe cu punctul 1, care este cel mai fierbinte referitor la situația echipei în clasament și rezultatele dezamăgitoare din acest campionat. Vreau să vă spun că o echipă de fotbal se construiește greu și poate fi distrusă repede. Asta este fotbalul și nu numai fotbalul, dar acum vorbim de fotbal. Deci toată munca care s-a făcut în ani de zile și care s-a făcut cu foarte multe nopți nedormite și foarte, foarte mulți bani cheltuiți, a fost distrusă într-un sezon. Normal, eu sunt vinovatul numărul 1 pentru că eu am gestionat această activitate. Eu am fost cel care a condus acest club. Deci, prin urmare, eu sunt vinovatul numărul 1 și probabil că singurul vinovat sau vinovatul de serviciu care am fost dintotdeauna. Aș putea să spun foarte multe lucruri care vin în sprijinul meu pentru a justifica vinovăția mea, să zic așa, obiectivă sau vinovăția neobiectivă. Însă nu are rost, eu sunt vinovatul numărul 1, o singură lucru îmi reproșesc și vreau să știți, pentru că, din păcate, n-am făcut cum am gândit eu, am făcut că m-am luat după unii și după alții. Și m-am luat și după curentul din opinie publică. În ciuda faptului că eu sunt, par așa, un timp mai dur, nu țin cont de ce zic suporterii, îi atac eu pe suporteri, eu cred că sunt cel mai influențat de suporteri dintre toți patronii de fotbal din lume. Cele mai multe decizii și creștere le-am luat fiind influențat de suporteri, pentru că, în ciuda faptului că par respingător și obtus, lucrurile sunt exact invers. Dar, mă rog, asta contează mai puțin. Pentru a reuși să depășești o astfel de situație, despre retrogradarea unei echipe, și repet, a unei echipe care nu e susținută decât din banii unei familii. Echipa asta există, se pregătește astăzi aici, joacă meciul de sâmbătă, datorită faptului că cineva plătește bani. Deci existența acestei echipe din 2005 încoace este datorită nouă. Restul, aportul fanilor care a fost destul de important în unele momente, a fost un aport, să zic așa, din punct de vedere al sprijinului sufletesc, al atașamentului social, așa ca și menirea clubului, dar fotbalul craiovean este un fotbal care nu poate fi susținut de fani.
nici direct, nici indirect. El poate exista numai datorită infuziei de capital de care fac anumite persoane. Dacă s-ar aplica profesionismul ăsta, capitalist, cum îl evocă foarte mulți dintre suporterii noștri, extrem de inteligent și de, și de creativi, cred că nu s-ar putea ține o echipă maxim Liga a treia. Ca dovadă că și în restul țării ne luptăm cu echipe ținute de câțiva oameni bogați din România și primăriile din orașe. Noi ne luptăm cu echipa primăriei Slatina, echipa primăriei Pitești, primărie Piatra Neamț, mai puțin acolo am înțeles, și alte primării din țară. Și nu, bă, acum să nu credeți că fac o aluzie că aștept ceva de la primărie. Nu, am spus ca chestia. Echipa asta există pentru că noi facem un sacrificiu. Și prin urmare, dacă noi am făcut un astfel de sacrificiu, noi suntem cei mai interesați ca lucrurile să meargă bine. Deci, e absurdă iluzia pe care o au unii și nebunia că noi am dorit să ne facem rău. Nu e adevărat. Este o aberație chestia asta și este o inepție să spui că noi vrem să ne facem rău. Sau... Deci trebuie să avem încredere să, în oamenii care au pus suflet și care au pus bani pentru, sau sacrificat viața pentru această echipă, nu din cei care dau din gură și care le e foarte ușor să critique și să spună fel și fel de năzbâtii și de chestii care sunt în nici măcar în teorie nu țin, dar aminte în practică. Să dai bir cu fugiți e cel mai ușor. Să dai vina pe altul e cel mai ușor în viață. Important să vii cu soluții. Și repet, o echipă de fotbal este foarte greu de destrunit. Depinzi de o fază, de o ocazie, de o bară, de prestația unui adversar, de multe lucruri, de șansă. În ce prost e foarte greu să-ți revii. Orică căderea noastră din Liga 1 a avut un impact de bumerang. Eu am încercat să aplanez prin mesajul meu transmis, prin dorința mea de a aplana și de a preveni un dezvoltământ și mai nefericit, am încercat să fiu pozitiv și să iau lucrurile bune. Din păcate, nu mi-au ieșit lucrurile așa cum am sperat. Tot timpul am fost un optimist în viața mea și am încercat să văd partea plină a paharului. Impactul a fost atât de mare încât ne-a perturbat și n-am reușit, deși vă spun, avem un lot foarte valoros și poate mulți o să râdă. Continui să cred că lotul este valoros, din păcate încă nu avem o echipă. Încă echipa suferă, încă nu există o coeziune a echipei, deși ultimele două meciuri n-am jucat rău, am fost cred că peste, ca și consistența am fost peste adversarii noștri și din păcate avem și multe minusuri. Ieri am jucat cu liderul campionatului, o echipă în formă, o echipă cu plină de încredere, o echipă care joacă foarte relaxat, nu are niciun trac, nu are nicio emoție și mult mai ușor să joace așa decât cu o echipă care vine înnecată și cu presiunea uriașă. E adevărat, după această perioadă, suntem acum după 11 etape, că există și varianta ca noi să ratăm play-off. Deci luăm în calcul și această situație, pentru că lucrurile sunt de așa natură încât trebuie să recunoaștem că suntem neașteptat sau negândit și în această ipoteză. Există posibilitatea ca echipa asta să nu prindă play-off-ul Ligii a doua. Însă, la fel pot spune că echipa asta are încă șanse foarte mari să prindă play-off Ligii a doua și dacă prinde play-off-ul, sunt convins că va merge la promovare. Avem nevoie de puțin noroc, avem nevoie de un meci câștigat, două meciuri câștigate ca să putem să depășim momentul. Deci ne este greu. Suferim. O simțim cu toții. De asta spun că, pe lângă faptul că noi suferim foarte mult și nu ne iasă nici una, nici alta, ne trezim cu așa zis și suporteri care ne jignesc, ne înjură și ne provăduiesc și
Nu cred că suporterii, definiția suporterii are legătură cu astfel de comportament. Măi, oameni buni, ce aveți de gând să faceți? Am înțeles, nu vă place de noi. V-am dezamăgit, dar măcar lăsați-ne în pace. Vedeți-vă de treburile voastre și reveniți lângă echipa acolo când vom fi sus. Am înțeles, când de jos nu vă place, nu vă place echipa. Dar o asemenea atmosferă ostilă, când care profită presa asta din România, care este o presă mai primitivă decât lumea suporterilor și lumea noastră a fotbalului pe care ei o fac. Deci dacă apare un ghiolban și scrie pe Facebook ceva legat de desfințare, apare un ziarist care numai ziarist nu poate fi și scrie, gata, fanii cer desfințarea. Păi cine cere, dom'le, desfințarea? Un ghiolban pe Facebook. Contează ce spune ghiolbanul pe Facebook. Dar uite, ei profită de acești ghiolbani care mai se și intrulează suporterii FCU. Nu, ăștia nu sunt suporteri. Sunt niște oameni care n-au ce face și care scriu pe Facebook sau pe alte mijloace de comunicare electronice. Asta fac ei. Scriu acolo și înjură pe mine, pe ăla, ăla nu e bun, ăla e prost. Dar la ei acasă pute pământul. Vă dați seama. Noi a trebuit să-i batem pe toți. Cine suntem noi să-i batem pe toți? Ce, că trăim din ce vrea, eram acum 50 de ani, ce era acum 40 de ani. Lumea a evoluat, s-a schimbat. E o perpetuă schimbare. Vin unii ca alții și tot așa. Important este să poți să te ridici, dar cu voi este ceva de pomina lumii să te poți ridica. Voi sunteți atoștiitori. Voi știți mai bine decât noi. Noi suntem proști. Când se face prima echipă de 11, toți sunt proști, numai voi știți. Voi știți. Ăla e prost, ăla e bun. Normal că jucătorii, când citesc și când văd că cât ai vrea, nu poți. Că intervine și o presiune suplimentară. Eu spun toate lucrurile astea să trag un semnal de alarmă, că nu ne ajută criticile și nu, oricum nu le ia nimeni în seamă. Dar ne fac o atmosferă urâtă. Pe bune, preferăm liniștea. Fără suporte, e greu, e dureros, dar cu astfel de așa e suporte nu ne mai interesează, credeți-mă. Așa ceva, ei constituie o piatră de moară. Nu sunt un sprijin astfel de oameni. Luați exemplu celor la Dinamo. Anul trecut erau în Liga, acum 2 ani erau în Liga a doua, întotdeauna mai grea ca noi. Și au reușit cu suporte alături, cu aia, fără patron, cu bani mulți, cu sponsori, cu X, cu Y, că a mai dat unul un ban, a mai făcut unul. Și au dus echipa în Liga 1, cu chin, de-abia au intrat în play-off, Liga a doua. Luați exemplul la Dinamo, că tot timpul îi jurați și îi huiduiți. Acolo s-a văzut ce aport au suport. Eu nu v-am cerut bani, nu v-am cerut să cumpărați abonamente, nu v-am cerut să asigurați ceva. Am cerut măcar să fiți cu gândul alături de noi. Dar sunteți incredibil de răi. Credeți că dacă faceți jignirile și criticile, ajutați pe cineva cu ceva? Nu, vă spun eu, ne faceți foarte mult rău. Și ne duceți în situația să ne izolăm și mai mult de voi. În loc să fiți alături de noi acum la greu, voi ne puneți în situația să ne izolăm de voi. Adică, cândva, suporterii acestei echipe au fost cu adevărat al 12-lea jucător. Din păcate, acum suporterii de unii dintre ei, cei mai mulți, devin o piatră de moară. Și la stadion, când jucă ea, puținii care vin. Păi se dă mingea înapoi. Oameni buni, pentru că dacă adversarul se pune pe două linii, se mai dă și mingea, că altfel n-ai cum să-i scoți. Tot timpul huiduiți, îi luați din minutul 7 cu huiduiri și cu reproșuri. Credeți că puteți să-i ajutați așa ceva? Cu așa ceva? Nu! Îi veți distruge. Pentru că problema e că e foarte greu să joci, presiunea este uriașă. Adversarii când vin, fac meciul vieții lor. Altfel nu știu că nu poți joace pe Oblemenco. Vin, își fac selfie-uri și se autodepășesc. Iar jucătorii nu se intră cu trac, pentru că n-au puncte, sunt în o situație dramatică în clasament și în loc să simtă și ei puțin încurajare, simt reproșuri și presiune negativă, care duce la o prestație și mai slabă, pentru că sunt și ei, mulți sunt tineri. Și problema rezultatelor este că ea apasă și pe ei. Și pentru ei, perspectiva să joace încă un an în Liga a doua nu este deloc fericită. Credeți-mă, indiferent câți bani ai primi, nu este deloc fericită perspectiva Ligii a doua. Pentru nimeni de aici, pentru mine, pentru familia mea, pentru toți
cu laboratorii din club. Toată lumea este foarte nefericită că este în Liga a doua. Dar trageți ca câinii din noi. În loc să ne ajutați, să ne fiți alături de noi, nu v-am cerut nimic. Ca să aveți idee, faptul că jucăm pe Oblemenco, plătim în jur de 20.000 de euro pe fiecare meci. Puteam să jucăm pe un stadion care ne costa 2.000 de euro. Dar am să fim acasă. Veniturile de la suporterii care vin pe Oblemenco sunt undeva la câteva mii de lei, 3-4 mii de lei, ca să știți. Cam care este aportul vostru pentru un meci. Și pentru asta, pentru că vă oferim un meci în Craiova, unde sunt condiții bune, vrei și noi o vorbă bună. Însă, problema e că cei mai mulți dintre voi considerați că ne faceți o favoare că veniți la meci. Nu mai veniți dacă asta e, se pune problema așa. Ok, am înțeles. Vreți altceva, aveți de unde alege. Inclusiv în oraș există o echipă mai bună ca noi. Asta este adevărul. Noi atâta putem astăzi. Va veni, sunt convins, și vremea când vom fi sus. Sunt convins de asta. Indiferent cât va trece, vom fi sus într-o zi. Însă până atunci va trebui să suferim și să luptăm și vom lupta ca să revenim sus. Punctul 2. Ca să combat dezinformările, că am văzut pe fel și fel de comunicări, că se spun fel și fel de aberații. Problema antrenorului. Nu este adevărat faptul că eu nu îi las pe antrenor să-și facă treaba sau că nu au libertate. Este o mare minciună. E o minciună și o diversiune care vine din partea unor ziariști de rea credință și a unor suporte de rea credință, care o perpetuează. Eu am pus niște condiții decente. Și foarte multe antrenori care au fost aici au spus chestia asta când au plecat. Există un antrenor care a spus odată că nu l-a lăsat Adrian Mictelu să lucreze sau că i-a impus ceva, ieșit din comun, că i-am făcut ceva care el nu a vrut. Astea sunt niște aberații. Și vor să mă... Eu vă spun, din toți patronii care sunt chiar în Liga 1, că totuși chiar dacă este în Liga 2, mă consider un patron de Liga 1, mă trebuie la ce condiții, la cine, ce este clubul nostru și ce condiții oferim. Cred că eu sunt cel mai, ofer cel mai mare libertate, pentru că eu chiar și când echipa merge prost, dacă văd că el muncește, eu îl tolerez în continuare. Pe când la alte cluburi tac din gură, dar dacă echipa merge prost, două, trei meciuri, gata. Out. Eu din contră sunt foarte apropiat și îl înțeleg și jucătorii sunt, și toți de aici sunt martori, că tot timpul am încercat să-i dau autoritatea antrenorului și să-i țin trena și să aibă să fie cu adevărat șeful echipei. A, că am și eu ideile mele, că le discutăm, că de multe ori se întâmplă să fii în contradicție cu pe o anumită abordare sau alta, chestiuni amicale care le-aș vorbi, cum le vorbesc și cu fiul meu sau cu colaboratorii mei, ca orice om. Dar niciodată n-am sunat să facă schimbări, să facă astea, în sensul că domne, să te dăm ceva peste cap sau să mă... Tot timpul i-am dat libertatea antrenorului. E normal că în momentul când echipa începe să se repete de proastă, că devii și mai preocupat și mai apropiat de echipă, încep să pui întrebări, de ce așa și nu așa. Deci, dar totdeauna antrenorul aici a fost respectat și s-a dat ceea ce trebuie să-i se dea. Însă nu pot accepta ca unii antrenori să-mi ceară condiții de genul, știți, eu vreau contract pe 1, 2 și 3 ani, adică să se agățe pe perioadă lungă de mine, în schimb unor așa este obiective derizorii, adică, de exemplu, dumne, dacă termin, dacă îi promovez la anul, un ligant e normal să rămân. Dar dacă termin pe locul 10 în Liga 1 anul următor, sunt obligat să mai face contract pe încă un an. Și după aia, iar deci, pentru mine, adică trebuie să mă agăț de un contract pe 3 ani. Pe de altă parte, nu pot accepta ca un antrenor să-mi spună că președintele clubului, managerul sportiv, team managerul sau directorul tehnic sunt în subordinea lui. Păi ce, am înnebunit? Adică, practic, sunt unii care vor să vină aici să... și ei nu oferă nicio garanție, ei spun că vor să muncească. Dar nu oferă nicio garanție. Cum să fie toată lumea subordinea unui antrenor? Așa ceva este incredibil. Nu s-a mai pomenit așa. Am mai făcut o prostie de genul ăsta în 2011 și m-a costat foarte mult. Nu pot accepta așa ceva. Vii, domnule, muncești, primești condiții bune de muncă, un lot bun,
Hai să treacă primele 6 luni, un an și după aia, în funcție de modul cum vedem că ești, că nimeni nu vrea să dea afară un antrenor. Eu dacă îmi place de el și dacă muncește și aia, cine n-aibă vrea să-l dea afară? Eu aș vrea să am un antrenor să vin decât la meci și să văd, să aflu echipa de la televizor. Asta ar fi cel mai fericit moment pentru mine. Din păcate, viața te face ca să fii nevoit să pui întrebări. De ce așa și nu așa? De ce nu e așa? Pentru că de multe ori se fac niște greșeli uriașe. Nu-și trebuie multă școală să vezi că un junior care îl bași pentru primul meci în echipă și ți-a galben în prima repriză. Nu poți să nu scoli la pauză. Normal că între ce nu ai scos la pauză pe jucătorul ăla, pentru că șansele să ia roșu sunt foarte mari. Și alte greșeli de genul. Normal că în momentul când vezi că antrenorul face greșeli elementare, că atunci intervine în sensul, de ce n-ai făcut așa? Ori această libertate este relativă, pentru că ei sunt bani în joc, sunt destine. E o paradigmă, dom'le, o marotă. Antrenorul trebuie să aibă mână liberă. Are mână liberă, dar limitată. Pentru că nu ai garanția. El are gânduri bune, planuri bune, dar nu se cotea de acasă, nu se nimește cu aia din târg. Dacă ar fi unul ca Dorinel Munteanu, da, știu, ai încredere în el pentru că are experiență. Dar nu poți ca un antrenor mai începător, care este un băiat ok, e un tânăr de perspectivă, să-i dai totul pe mână. O iei treptat. 6 luni, un an, după aia, în funcție de modul cum colaborează, atunci poți să extinzi și să crească libertățile. Asta am vrut, nu am vrut altceva. Pentru că nu mai știu ce înseamnă efortul să ții echipa asta. Antrenorii sunt sesionuri de zi aici și lor care sunt prieteni lor din presă și normal că pun presiuni pe tine. Îi fac și reclamă. Sunt unii zi aici care îți recomandă și antrenori. După aia, dacă nu faci ca ei, încep să te toace prin ziar. Iar suporterii achiesează la astfel de dezinformări și să ajunge la situația în care se creează fel și fel de zvonuri și de informații false, iar eu sunt înjurat și beștelit de parcă nu știu ce nenorocere am făcut. Deci antrenorul urmează, sunt în discuții, sunt în negocieri, pentru că mi s-a făcut și o faimă din asta, că sunt un patron foarte dur și că nu știu ce le fac la antrenori. Sunt foarte mulți care pun fel și fel de clauze. Eu încerc să fie un echilibru, ceea ce vrem noi și ce vrea el. Dar nu pot accepta să pun un antrenor numai pentru ca să fie o anumită parte a suportului mulțumiți. Ei, probabil că ei sunt de bună căință suporte. Ei cred că dacă se întâmplă treaba asta, e bine. Ei, vă spun că de multe ori antrenorii pot să nenorocească o echipă. Și te nenorocesc și fac în așa fel încât să nu se vadă că nenorocea la ei. Nenorocea se pare că oric, zic că jucătorii n-au valoare, cum voi îi faceți tot timpul. Ăla n-are valoare, ăla e de Liga 3, ăla e de Liga 4. Ori patronul e vinovat că nu și n-a făcut. Asta vreau să știți, că încercăm să găsim un echilibru. Deocamdată avem 2 meciuri foarte, foarte grele și cred că sunt într-un fel capitale. După aia urmează o pauză de 3 săptămâni, pentru că se întrerupe campionatul, iar noi în meciul următor avem cu Târgu Jiu, care s-a retras, deci practic o să avem o pauză de 3 săptămâni. Și probabil că noul antrenor care va veni va dori să ia echipa după meciul de la Slatina. Probabil. Deși s-ar putea să întâmple și mai devreme. Dar ca să aveți idee ce se va întâmpla și să nu mai începe să înjurea și să apară fel și fel de scenarii și de nebunii în legătură cu această activitate și această procedură de numire a antrenorului, această acțiune. Deocamdată, validabil de un tip foarte competent, hai să ne uităm la Liga a doua, ce antrenori sunt, cu cine ne luptăm noi? Ce trebuie să vină Mourinho aici? Trebuie un antrenor bun, dar validabil și cu secunzii lui, poți să gestioneze momentul. E un tip foarte competent, este secund la clubul ăsta de la reînființaia din 2017 aproape, dacă nu mă înșel. Și este un tip care a lucrat cu foarte mulți antrenori și care știe să țină echipa cel puțin mai de scurt în mână. E și Florin Costea lângă el, este și Robert Stăceanu, care cunosc foarte multe. Avem un preparator fizic, un băiat tânăr acum foarte bun. Sper să
să și confirme timpul, dar pare la prima vedere foarte bun, nu mai bag mâna pentru nimeni, e pe alt sistem, nu pe sistemul celui care a fost aici, pe alt sistem de pregătire, și pare că echipa a început să capăte vlagă, deși mai avem. Asta este cu antrenorul. Deci, răbdare ca să luăm o decizie mai... Că nu vreau să luăm antrenorul la vară să plece. Am crezut foarte mult în Marius Căitoru, chiar am muncit foarte mult, dar nu i-a ieșit. Nu i-a ieșit, pur și simplu. Am încercat, am tolerat, am așteptat, nu i-a ieșit. Chiar am fost foarte optimist cu acest al doilea mandat al lui. Din păcate, nu i-a ieșit. Problema 3, numărul 3, care vreau să spun ca să elimin toate nebunile și dezinformările. Problema financiară. Ce vreau să știți, că am văzut fel și fel de afirmații. Pentru activitatea ligii a doua, echipa este cu totul la zi. Să fie clar. Într-adevăr, există două salarii restante pentru activitatea ligii a întâi, superligii. Salarii care am mai tras puțin de ele, le-am și spus la jucători să aibă răbdare că o să le primească. Nici nu era cazul să o echipă care avea cu salarii de Liga I și care retrogradează să fie plătită la zi. Dar am preferat să dăm o amânare pentru acest salarii. Probabil că le vom plăti până la sfârșitul anului sau cel târziu vom fi nevoiți să le plătim ca să putem să luăm licența. Deci așteptăm și noi ori să transferăm pe Bauza, ori să există interes pentru Bauza real. Sperăm că obținem suma care o avem în opțiune, dacă nu, o sumă poate mai mică, nu știu, dar eu, deocamdată noi vrem să luăm suma din opțiune, cea de 3 milioane. Avem un interes pentru Blănuță, cert, probabil că iarnă o să fie mai multe oferte pentru el și sperăm cu acești bani să ne achităm datorile și să avem bani pentru a putea să avem să ne luăm licența de la 1 martie 2025. Indiferent, Doamne ferește, de evoluția echipei în campionat, noi vom dori să obținem licența pentru Liga I. Deci, prin urmare, echipa este cu banii la zi pentru activitatea Ligii a doua, sunt două salarii restanță pentru Liga I. Avem niște litigii cu niște jucători. Ele se derulează așa cum sunt pe la FIFA și pe la... Dar ideea este că suporterii să nu stea îngrijorați că o să avem o problemă financiară reală. Nu. Deci la 1 martie 2025 clubul va fi pe zero. Chiar dacă nu se vinde Bauza sau Blănuță, vom mai pune 1,5-2 milioane în club și vom plăti banii la noi dacă cumva nu-i vinde. Dar noi sperăm că cel puțin unul dintre ei se va vinde. La asta clubul va cheltui până în vara viitoare. Deci la asta sunt 250.000 de euro pe lună cheltuieli cu acest club. Deci ne costă clubul anul ăsta 3 milioane de euro și mai sunt 600-700.000 de euro datorii de urmă. Deci am mai băgat în vara asta 1,5 milioane în club. Deci am băgat în vara asta 1,5 milioane în club. Ne mai trebuie, ca să terminăm anul și să ne plătim datoriile la zi, circa 2 milioane de euro. Ca să terminăm anul ăsta cu bine și să fim cu totul la zi, să luăm licența și să ne plătim datoriile din urmă, care mai sunt câteva sute de mii de euro, ne mai trebuie 2 milioane de euro. Acești bani să sperăm că îi obținem ori după unul, ori după altul. Dacă nu, dacă cumva se întâmplă să nu vindem unul dintre cei doi jucători, înseamnă că va trebui în luna ianuarie, cel târziu februarie, să mai punem 2 milioane de euro în club sau 1 milion în ianuarie și 1 milion prin martie-aprilie ca să avem o activitate ca la carte și să nu fie probleme financiare. Deci, prin urmare, nu vom avea nicio problemă și am vrut să spun lucrurile astea pentru că s-au apărut fel și fel de filme și de informații false, șoc, Mititelu, depuntare, nu e adevărat. Sunt niște tâmpeni, niște aberații, într-adevăr. A fost un litigiu cu Vasilică, dar noi n-am făcut niciun litigiu în civil. Numai că unii jurnaliști atât de
atât de lipsiți de cunoștințe juridice încât scriu numai bazaconii. Deci ei scriu după ureche, abar n-au. Nu există niciun litigiu civil făcut de noi. Noi nu mai contestăm comisiile la federație, pentru că sunt ilegal constituite și e singura noastră modalitate de a ajunge la o decizie legată de celelalte litigii care avem federația, să demonstrăm în instanță că federația funcționează ilegal. Și pentru a, în lupta noastră cu federația, profităm de fiecare litigiu pentru a recuza tribunalul arbitraj constituit la federație și pentru automat, în momentul când recuzăm, ei trimit dosarea la instanță, pentru că așa e procedura. Nu i-am făcut la instanță. Nu am făcut noi că, vezi, Doamne, nu e adevărat. Noi îi facem la instanță pentru a putea să reușim să nimerească la un judecător cinstit și corect care să confirme ceea ce toată lumea juridică știe. Federația funcționează ilegal. Și vom merge cu aceste litigii până la momentul când vom sparge gheața. Sunt convins că deja sunt unii dintre judecători care au început să ceară acte, alții care ne resping din stat ca inadmisibile. Merg pe chestia că n-ar fi instanța competentă, ceea ce este o aberație. Însă cei mai mulți judecători fac chestia asta pentru că le e teamă să dea o decizie potriva federației. Însă sunt și judecători care nu le e teamă de federație și de aceea facem foarte multe litigii, profităm ca să reușim să scăpăm federația de Burleanu și de Bodescu, pentru că o ocupă ilegal. E o chestiune de timp până când instanța va consfiți treaba asta. Deci aceste litigii cu federația nu le-am făcut noi la instanță în sensul ca să tragem de timp, ci este o modalitate de a putea să demonstrăm funcționarea ilegală a federației. Pentru că există, vreau să vă spun, o presiune uriașă în acest moment. Au încercat să facă presiune pe noi foarte multe persoane legate de faptul că să lăsăm oale federație. Ba chiar Bodescu mi-a transmis prin cineva și un mesaj că o să vezi și o să-mi facă el mie după alegeri. Adică, ce mi-a spus Bodescu? Domne, noi știm, el se bazează pe faptul că domnul Ciolacu va câștiga președinția și că atunci ei speră să se dea o lege să-i bage în legalitate și să, probabil că eu o să fiu victima de serviciu. Dar îi transmit lui Bodescu că nu mi-e teamă de el. Și sunt convins că chiar dacă procurorii deocamdată stau stand-by, chiar dacă premierul României, domnul Ciolacu, prietenul lui, care domnul Ciolacu mai nou e un tip care altfel mie mi se pare ok, dar mi s-a părut totuși incorrect pentru ca un șef de guvern și un posibil viitor șef de stat să laude pe Bodescu și pe Burleanu că președintele Federației, domnul Ciolacu, domne, interesați-vă, domne, ăia nu sunt ăla nu-i președintele Federației Bodescu. Și Burleanu, scuzați-mă, Burleanu și Bodescu. Ce naiba? Omul numărul unu în stat să nu știe lucrurile astea? Dar de fapt, dumneavoastră, ce ați urmărit? Ați urmărit să transmiteți un semnal că nu contează, bă, că ăia sunt ilegal, atâta timp dacă eu îi recunosc. Păi dacă dumneavoastră ne promiteți o Românie corectă, ați spus că vreți să fiți pentru toți președintele pentru toți. Vreau să fiți și președintele meu. Al lui Adrian Mititelu, să fii și președintele meu și a tuturor celor care iubesc justiția și adevărul. Cum e posibil ca un grup criminal organizat să ocupe fraudulos o federație, să stea acolo ilegal, să dispună de banii federației ilegal, fără să aibă mandate legale, fără să aibă dreptul să facă asta și nimeni să nu facă nimic? Cum e posibil ca DNA-ul să facă că plouă? Cum e posibil ca doamna Lipa, care conduce Agenția Națională de Sport, să facă că plouă? De fapt, însă e complice la chestia asta. Deci asta e statul de drept pe care noi îl vrem să-l facem pentru viitor. Să facem, nu contează ce e legal, contează ce îmi place mie. De aceea sunt foarte dezamăgit de domnul Ciolacu, un om, de altfel, un tip foarte simpatic și mie chiar îmi place ca om. Și care m-a dezamăgit crunt când ne-a transmis un semnal subtil. Burleanu și Bodescu fac treabă bună. Am văzut, domnule Ciolacu, că dumneavoastră vreți să mai fie o nouă generație de aur în fotbalul românesc. Păi dacă vreți să fie, hai să sprijinim fotbalul. Întâlniți-vă cu conducătorii de cluburi, nu cu lingăii de la federație.
cu funcționarii care trăiesc o viață frumoasă, dar fotbalul e vai de mama lui. Întâlniți-vă cu fraierii, cu ghilimele de rigoare, care bagă bani în fotbal, care țin fotbalul și care sunt cei mai huliți. Noi patroni suntem cei mai huliți. Noi plătim milioane pe an impozite la stat pentru niște activități care sunt pe pierdere. Deoarece statul român nu e așa de preocupat pentru întreținerea unei astfel de activități, pentru sprijinirea acestei activități. Uitați, aici la Craiova s-a făcut o bază, în Craiova asta de 12-13 milioane de euro are valoare baza asta acum. Un drum de 300 de metri până la bulevardul principal nu este asfaltat de primărie. De ce credeți, domnule Ciolacu, că nu e asfaltat? Nu e asfaltat intenționat, că nu cumva să face și noi asfalt până la de 300 de metri până la o bază de 12 milioane. Aici au venit impresari străini, au venit părinții sau apropiații unor jucători străini. Și când văd și ei praful ăsta și pulberea, că bă, mergem la baza asta la FCU, dar e un praf și o pulbere până acolo de doare cap. Asta arată cum e văzută FCU în Craiova. Unora li s-a făcut bază, s-au băgat milioane, s-au sigurat condiții, s-au pus ponduri pe tavă. Altuia nici măcar n-am vrut să asfaltăm drumul până acolo pentru că să nu cumva să fie bine la FCU. Vă dați seama ce belea mare era dacă FCU, când ajungi la FCU, mergi pe asfalt. Nu trebuie să mergi prin gropi, prin ăștia, ca să simți. Deci asta este Craiova. Cei care știu mai bine lucrurile, înțeliți-vă, să spun. Din păcate, sincer, vă spun, nu prea pot să spun multe, pentru că sunt puțin prizonier. Sunt prizonierul unor situații care, dacă vorbesc, ar putea să mi se taie nasul. Pentru că, din păcate, afacerile mele depind, din zona imobiliară, depind de anumite persoane. Și dacă sunt prea rău de gură, s-ar putea să mi se întâmple și mai rău. Pentru că asta e țara în care trăim. Așa că mă abțin și nu mai dau nici nume deocamdată. Nu vreau să mi se întâmple alte lucruri mai rele. Una peste alta este... Trebuie să știți că nu se va desfința echipa așa cum vor sau cum sugerează unii, indiferent de divizie. A doua, a treia, a patra, echipa asta va exista. Nu vă cere nimic decât puțină răbdare și, dacă vreți să spuneți o vorbă, cum vă spun, dacă nu, lăsați-ne în plata Domnului și duceți-vă la altă echipă pe care o considerați mai bună și mai tare și nu vă mai luați după dezinformări. Nu există nicio pericol cu această echipă, sunt probleme, dar sunt gestionabile. Nu vă mai luați după dezinformările din presă, aveți încredere că chiar dacă pare totul distrus acum, lucrurile nu sunt chiar așa. Avem un lot foarte, foarte, foarte și subliniez foarte valoros. Credeți-mă, am strâns iar un lot de jucători cu calități deosebite. Să avem puțină răbdare să-și dea drumul. Există și riscul foarte mare să ratăm anul ăsta promovarea. Va fi greu, va fi dureros, dar nu se oprește totul aici. Echipa merge înainte, pentru că avem un potențial uriaș și avem condiții să ne antrenăm foarte bune. Avem un jucător foarte, foarte bun și talie, și tehnică, și viteză, numai că e nevoie să-i nimerim, să facem o echipă. Ținem de ce v-am spus, avem un grup de 7-80 jucători foarte, foarte valoroși, care, dacă reușim să promovăm Liga 1, vor face senzație. Sunt convins că unii dintre ei vor încânta iar. Dacă nu vom promova, va fi puțin păcat cu unii dintre ei că dar asta înseamnă că să ne facem temele ca anul viitor să nu mai arătăm promovarea. Dar, sincer, și nu spun așa de acolo, eu chiar cred că vom promova anul ăsta, chiar dacă vom promova cu emoții și cu suspans. Important este să reușim să câștigăm meciul de sâmbătă cu Ceahlăul, pentru că este foarte, foarte important. Chiar că ăsta e un meci care nu putem să nu, dacă nu ne mai permitem să nu-l câștigăm.
Aș putea spune că e puțin capital meciul ăsta. Deci meciul cu Ceahlău și la Slatina sunt două meciuri capitale pentru a putea să prindem trenul play-off-ului. Altfel va fi foarte greu. De aceea, săptămâna asta, dacă mai există un dram de speranță, dacă mai există un dram de încredere și dacă vreți ca sâmbătă, la ora 12, să vă deranjați, să veniți să ne ajutați și dacă știți că veniți să ne ajutați, să ne încurajați, sunteți așteptați cu brațele deschise. Dacă veniți să ne înjurați, să ne faceți mai bine, nu mai veniți. Deci acum avem nevoie de voi să ne ajutați. Nu să ne dați sfatul să spun la jucători să nu mai dea în spate, să nu mai dea în față. Nu lăsați-i pe ei să facă ceea ce credeți. Pentru că fotbalul e mult mai greu decât pare. Asta vă solicităm. Ori veniți să ne ajutați, ori dacă nu, lăsați-ne în pace până când ne revenim. Și ne revedem atunci când am venit sus iar din nou. Pentru că asta e lumea făcută. Aveți încredere în mine. Au trecut mulți ani. M-a dus viața în anumite situații. Ne-a dus și situații și mai grele, și mai foarte grele. Am ajuns la asemenea chestii pentru că așa este făcut. Se întâmplă în viață să, când alune, să nu te mai oprești. Dar nu uitați câte abuzuri și câte nedreptăți s-au făcut. Cu toate astea n-au reușit să mă ucidă. În maxim 1, 2, 3 ani, federația va trebui să ne plătească daunele care le-a făcut. Noi mizăm foarte mult pe banii care ne-a furat federația pentru a putea să ridicăm nivelul clubului. Până atunci vom avea un nivel de supraviețuire și de decent, să reușim să ajungem în Liga 1 și să menținem acolo, iar în momentul când vor veni acei bani, vom încerca să ridicăm nivelul clubului. Nu cerem banii cuiva, cerem banii noștri care ne-a furat federația în 2011. Acei bani, măcar o parte din acei bani, trebuie să se întoarcă înapoi ca să putem să ne reconstruim clubul, să ridicăm. Și eu sunt convins că în România europeană, în România care intră în Schengen, indiferent câte legi va da domnul Ciolacu pentru Burleanu și pentru Bodescu, ca să rămână în funcție în ciuda faptului că se întâmplă ilegal asta. Nu pot scăpa de nota de plată cu privire la dezafilierea clubului și pierderea patrimoniului de jucători. E o chestiune de timp, 1, 2, maxim 3 ani, ei trebuie să ne compenseze această pierdere. Ne-au exclus abuziv, ilegal, au fost sprijiniți în justiție de statul paralel, n-a fost o decizie dreaptă, nu a fost o întâmplare că Tribunalul București a condamnat și a obligat la plată. Nu, a fost o decizie corectă. Ci în apel, statul paralel și cu mafia i-au exonerat și au apelat controlul federației și au dus în derizoriu, de asta au inventat și CSU, pentru ca să acopere beleaua FC Universitatea Craiova. Însă, juridic lucrurile au evoluat în favoarea noastră și este o chestiune de timp până când federația va fi obligată să despăgubească abuzul și pierderea patrimoniului de către clubul FC Universitatea Craiova. Nu vrem să desfințăm federația, nu vrem să facem rău fotbalul românesc, vrem ca federația să intre în legalitate și vrem ca cei care au uzurpat federația să plătească. Mi-am sacrificat viața pentru fotbal, am făcut foarte multe greșeli, dar asta și pe presiune, și pe stres, și pe situații de limită, însă sunt mai lucid ca niciodată, sunt mai conștient ca niciodată și nu mă voi da bătut. Voi merge pe drumul meu până la capăt.